Bună și bine ai revenit! Astăzi facem împreună clătite cu ricotta și spanac la cuptor. Pentru început vom pregăti clătitele, avem nevoie de 3 ouă, pun ouăle într-un bol și am să le amestec cu ajutorul unei furculițe. După ce am amestecat bine ouăle, adaug treptat făina, încet, amestecând continuu pentru a evita cocoloașele. Cantitatea exactă de ingrediente o găsiți în cutia cu descrieri. După ce am încorporat bine făina cu ouăle, adăugăm treptat laptele. Laptele poate fi atât la temperatura camerei, cât și din frigider. Iar pentru niște clătite moi și pufoase, eu adaug 20 de grame de unt topit. Iar compoziția noastră pentru clătite este gata. O vom lăsa la odihnit câteva minute, timp în care vom pregăti umplutura. Dar înainte de asta vreau să vă spun un mic truc. Pentru a evita cocoloașele și niște clătite cu cocoloașe, eu mereu strecor compoziția. Iar acum ne vom ocupa de umplutură. Eu folosesc pentru această umplutură spanac. Eu am aici spanac congelat, însă puteți folosi și proaspăt. Dacă folosiți proaspăt, îl veți fierbe. Dacă folosiți congelat, îl veți pune într-o tigaie, acoperiți cu un capac și lăsați circa 5-6 minute, până când evaporă toată apa. Deoarece nu ne dorim o umplutură lichidă. Petrecute circa 6 minute, am să pun spanacul într-un bol, peste care am să adaug brânză ricotta. Cantitatea de spanac și brânză trebuie să fie egală. Eu am aici 250 de grame de spanac și am să folosesc 250 de grame de ricotta. Amestec bine totul. Iar acum voi adăuga 2 linguri mari de parmezan. După cum ați văzut, nu am adăugat sare în această compoziție, deoarece parmezanul deja mie mi se pare tare la gust și sărat, însă puteți gusta și dacă mai necesită sare, mai puteți adăuga. Eu mai adaug încă o jumătate de lingură de parmezan, am gustat și mi se pare că lipsește. Puțină sare și gata! Acum ne vom ocupa de clătite. Într-o tigaie adaug puțin ulei, ung cu o pensulă sau cu o hârtie și aștept să se încingă. După care iau compoziția pe care am pregătit-o înainte și pur și simplu fac clătitele normale. Compoziția este destul de lichidă, după cum vedeți. Le las circa 40-50 de secunde pe o parte, după care le întorc. Și procedăm la fel cu toată compoziția. Cu această cantitate mie mi-au ieșit 10 clătite. Iar acum la final ne vom ocupa de sosul bechamel. Am aici o oală în care voi pune cantități egale de unt și făină. Eu am aici 30 de grame de unt, îl pun la topit, peste care adaug 30 de grame de făină, amestec repede pentru a evita cocoloașele. După care adaug lapte. Laptele trebuie să fie cald, este foarte important. Adaug treptat laptele și amestec continuu. La 30 de grame de unt și 30 de grame de făină, cantitatea ideală de lapte este 300 de ml, însă veți obține un sos bechamel foarte dens, așa că eu am să pun o jumătate de litru de lapte. La această rețetă mi se pare că sosul bechamel trebuie să fie puțin mai lichid. Amestec continuu pentru 4-5 minute până când devine dens și nu are cocoloașe. Adăugăm nucșoară după gust. Mie îmi place mult și sare. Iar sosul bechamel este gata. Iar în ultimă fază vom umple clătitele. De obicei, clătitele se ung cu puțin sos bechamel, după care se adaugă compoziția de spanac.
însă eu doresc niște clătite puțin mai legere, mai ales pentru copii, așa că nu adaug beșamel decât pe fundul tăvii și deasupra clătitelor. Însă, dacă doriți niște clătite mult mai cremoase, vă recomand să adăugați o linguriță de sos beșamel înainte. După ce am adăugat compoziția de spanac, închidem clătitele, având grijă să nu iasă umplutura afară. Și vom proceda la fel cu toate clătitele. Și clătitele noastre cu spanac sunt gata. Ciao, prieteni de la YouTube! După cum ați auzit, clătitele cu spanac sunt gata, iar acum voi lua o tavă, voi pune 2-3 linguri mari de sos beșamel pe fundul tăvii, voi aranja clătitele, după care voi pune restul de sos beșamel deasupra. O să pun parmezan și o să bag totul la cuptor la 180 de grade o jumătate de oră. Iar după 30 de minute vom obține niște clătite delicioase cu spanac și ricotta. Eu pregătesc des această rețetă seara la cină. Mi se pare o idee bună și un mod bun de a-i face pe copii să mănânce spanac și ricotta. Nu știu cum sunt copiii voștri, însă ai mei, când văd culoarea verde sau portocaliu în farfurie, nu vor să mănânce nici în ruptul capului. Dar cu aceste clătite, pregătindu-le împreună, am reușit să-i conving să mănânce clătite cu spanac. Dacă aveți sugestii pentru a-i face pe copii să mănânce spanac și morcov, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii. Aceasta este rețeta mea de crespele la cuptor, clătite umplute cu ricotta și spanac. Eu sper că ți-a plăcut rețeta mea. Nu uita să dai un like, să te abonezi dacă nu vrei să ratezi următoarele rețete. Noi ne vedem data viitoare. Până data viitoare, numai bine și poftă bună!